Județul Dâmbovița oferă nenumărate oportunități pentru turism și sunt zone care abia acum încep să fie descoperite. Una dintre ele este și comuna Vișineș, situată în partea de nord-est a județului Dâmbovița, la circa 20 de kilometri de municipiul Moreni. Peisajele odihnitoare, aerul curat și lipsa poluării recomandă Vișineștiul ca o zonă excelentă pentru relaxare și pentru agroturism. Asta și-a propus edilul localității să creeze un traseu turistic între Valea Cricovului Dulce și Valea Prahovei, pentru ca tot mai multe pensiuni turistice să fie înființate. Iar începutul a fost bun pentru comuna Dâmbovițană. 200 de familii de bucureșteni au construit sau au cumpărat o casă de vacanță în zona. În plus, primarul spune că în această vară va continua construirea de pensiuni. Iar anul trecut am terminat un drum care iese în DN1 la Câmpina. Asfaltat, bineînțeles, prin Provița. Sunt informat că în vara asta vor începe construcția la cel puțin 5 pensiuni în zona aia. Dezvoltarea turismului îi bucură și pe specialiștii din domeniul ocupării forței de muncă, întrucât cea mai bună cale de a combate șomajul este crearea de noi locuri de muncă, fie că vorbim despre domeniul construcțiilor, fie despre cel turistic. Dacă stau bine să mă gândesc, toată Dâmbovița este atractivă din punct de vedere turistic, pentru că este foarte important să știi ce să-i oferi și să știi cum să-l poți atrage pe turist să vină să te vizitezi. Și atunci va trebui să avem și servicii de calitate. Pentru domnul primar de la Vișinești, situația este destul de, hai să zicem, destul de roză. Noi oportunități turistice au apărut pentru localitatea Dâmbovițană Vișinești, după ce anul trecut a fost finalizată o arteră care este în drumul național 1 la Câmpina. În plus, forța de muncă este ieftină în comună.